Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Asta este partea a doua a videoclipului trecut în care am vorbit despre ce ne așteaptă cu pandemia asta. Lucrurile nu arată bine, toamna asta nu o să fie prea frumoasă. Simt că sezonul rece o să fie plin de restricții. Nu zic neapărat că o să fie lockdown, însă aproape sigur că nu o să fie lockdown. În schimb, vor fi tot mai multe restricții. Simt că vom fi nevoiți să avem certificat de vaccin dacă vrem să mergem la supermarket, dacă vrem să mergem în parc, dacă vrem să bem o cafea undeva, dacă vrem să mergem la un film, dacă vrem să mergem la un restaurant. Și asta înseamnă restricții pe care unii nu știu cum o să le primească. Poate că unii vor face vaccinul și vor fi liberi, mai mult sau mai puțin. De fapt, chiar cred că o să fie liberi cu vaccin făcut. Fără vaccin vor prefera să stea în casă. Și din punctul meu de vedere există oportunitate foarte mare. Oportunitatea a început anul trecut prin martie și, după cum am zis, 2020 a fost un Crăciun pe steroizi. 2021 este un Crăciun pe steroizi. Mă aștept ca Q4 din nou să fie cu vânzări record, atât pentru noi cât și pentru Amazon, pentru e-commerce în general. Și în acest videoclip vreau să vorbesc despre o altă chestie în care este vorba de mentalitate, de cum percepi tu oportunitățile. Nu trebuie neapărat să fii prinzaș, au fost tone de oportunități care au fost acolo și n-am fost pe fază și milioane de oameni care n-au fost pe fază, gen n-am cumpărat Bitcoin cu, nu știu, 10 cenți Bitcoin-ul, da? A trecut și uite că acum era miliardar, dar noi suntem aici și vorbim despre online. Iar tu dacă urmărești acest canal de YouTube, îți place online-ul sau îți place business-ul? Indiferent că ești abonat la canal sau nu, cumva YouTube ți-a arătat videoclipul ăsta, asta înseamnă că tu ești interesant de business și mai ales de business online. Fie că este Amazon, dropshipping, un magazin propriu Shopify, un private label pe Shopify, un private label pe Amazon, orice, toate astea combinate, dar ceva te interesează de aici. Ei bine, online-ul explodează și voiam să zic despre mentalitate. Dar nu în ultimul rând, de a face puțin iar în ciudă haterilor care ziceau că nu port haine de firmă. Ei bine, dragii mei, port hainele cu numele meu pe ele. Mi-a venit așa o idee, ușor o să-mi schimb vestimentația, în loc să port numele altora o să port numele meu. Poate că o să-mi fac designul meu sau, mă rog, e ceva așa mai înaintat de al meu. Dar mereu mi s-a părut funny că ziceau oamenii că da, Andrei, tu vorbești de wholesale unde vinzi branduri, dar tu nu porți branduri pe tine. Dar aici este o chestie, cineva mi-a lăsat un comentariu că nu mai putea de râs, că da, Andrei, ăștia vorbesc de branduri, dar nu văd ce ai pe tine pentru că tu te filmezi de la piept în sus. Asta pe de-o parte. A doua, când vorbesc de branduri și foarte mulți oameni au căzut în capcana asta, au considerat doar Louis Vuitton și mai știu eu ce alte branduri de haine, că astea am vinde noi pe Amazon și mulți au și băgat. Au încercat să vândă ceasuri Calvin Klein și au dat kicks pentru că nu merge, da? Și când îți vine câte un retur de 200 de euro, te apuci de plâns lângă calculator sau faci o postare și întrebi ce să fac, să accept returul. În fine, și da, pur și simplu am și eu satisfacțiile mele. De aia vreau și eu să dau un pic înapoi. Bun, dar vorbeam despre faptul că oportunitățile sunt aici. Și aici vreau să vorbesc strict despre mentalitate și vreau să vorbesc despre o experiență reală pe care am avut-o. După cum foarte mulți știți, bineînțeles, eu am fost transparent, Andrei Berea a fost transparent, am lucrat cu Andrei Berea și mă voi lăuda cu el foarte mult timp de acum încolo, poate toată viața, dacă voi rămâne toată viața nici asta și o să am cu ce să mă laud în urma experienței pe care am avut-o cu el, pentru că am început de la zero. Și practic, Doamne, mi se umple inima când îl văd cât evoluează de la o lună la alta. E ca și cum ai pus tu copăcelul ăla la tine în grădină cu fructul ăla care îți place ție cel mai mult. Poate să fie cireșe, piersic, orice. Bă, și vezi cum te culci, a doua zi mai mare, a treia zi e mai mare, a patra zi e mai mare, crește, deja fructele încep să iasă, le mănânci, le sorbi altcumva, pentru că e pus de tine, e cu mânuța ta. Credeți-mă că asta simt și eu. Asta simt la fiecare persoană care văd că are vânzări. Asta simt la fiecare persoană care o văd că este plină de bucurie că a depășit un milestone, un prag pe care și l-a propus, nu știu, de 10.000 de euro în vânzări. Acum câteva zile, Cosmin a pus și el vânzări de aproape 70.000 de lire. Foarte, foarte și el recunoscător grupului, canalului de YouTube și toate alea. Și n-are cum să nu ți se umple sufletul de fericire când vezi lucruri de genul ăsta. Ce este special însă la Andrei și încă la câteva alte persoane care stau așa mai în umbră și cu tot respectul, nu am absolut nicio problemă,
este faptul că am lucrat de la zero. Deci, practic, el cu mine a creat cont de Amazon, cu mine a avut o grămadă de consultații. Toate problemele pe care le-a avut a venit direct la mine. Nici nu știu ce să zic. Din punctul meu de vedere, eu cred că a fost o decizie bună, pentru că, practic, te duci la cineva care a trecut deja prin toate lucrurile astea și te poate ajuta direct la țintă, pentru că de multe ori o postare pe un grup de Facebook sau pe un forum te poate băga mai mult în ceață, pentru că acolo este deschis. Sunt oameni care se dau cu părerea, sunt oameni care te îndrumă cu intenție prost, pentru că sunt foarte mulți oameni care consideră că dacă ajuți pe altul, îți ia ție din pâine, totul pleacă de la mentalitate și atunci te îndrumă prost doar ca să faci greșeala respectivă sau să nu ai succesul pe care tu speri să-l ai sau să te încetinească. Sunt și oameni care îți răspund corect la întrebări. E bine, inclusiv pe grupul nostru, eu mereu am încercat să fiu atent ce se discută. Când vedeam câte un comentariu aberant, îi scriam, băi, ce-i cu comentariul ăsta? Te rog, nu te mai băga dacă vezi că nu știi despre cum se face nu știu ce, când tu, practic, poate că nici nu ai vânzări pe Amazon. E bine, câteodată pot, câteodată nu pot să fac lucrul ăsta. În schimb, Andrei mereu a venit la mine. Andrei, cum e acolo? Andrei, vreau să discut cu tine să facem acolo. Și uite, a ajuns foarte departe și, după cum ziceam, de la lună la lună vânzările lui cresc implicit profiturile și mă bucur extrem de mult, extrem de mult pentru el. Asta a fost cazul fericit. Andrei a avut o mentalitate bună, el a început anul trecut, exact când a început pandemia, și practic zici că ți-a luat placa de surf și te-ai pus în vârful valului și acum doar stai. A început perfect. Și nu spun asta ca și cum, aoleu, a trecut valul, a trecut lockdown-ul, nu mă mai apuc, că aia e, nu mai e lockdown după ce să mă apuc. Nu e vorba de asta. Este pur și simplu, după cum am zis, 2020 e peste roiți, 2021 e peste roiți, să vedem ce va fi 2022 și dacă se termină cu coronavirus, de nu o să mai existe deloc, deși noi o să trăim cu el, dar deloc să nu mai existe, oportunitatea este oricum imensă de la an la an, pentru că te uiți pe statistici și vezi că Amazon crește de la an la an, e-commerce-ul crește de la an la an, în timp ce retail-ul scade de la an la an. Deci asta ca o paranteză, pentru că câteodată trebuie să fiu foarte atent ce vorbesc, că oamenii interceptează lucrurile în felul lor și mai ales când e vorba de o veste proastă, o interceptează și o fructifică și storc tot mustul din ea de mai ajung să nu mai fac absolut nimic de la un simplu cuvânt. Și vreau să zic că da, Andrei s-a apucat și a făcut treabă exact când a venit pandemia, a dat forță în acel lockdown și a căutat distribuitor și uite unde a ajuns acum. Dar videoclipul este despre Andrei. Ce nu știți voi, și cred că nici Andrei nu știe despre asta, de fapt cu siguranță nu știe, eu am mai lucrat cu o persoană, tot de la zero, care o vedeam că o să ajungă departe. Eu am lucrat cu foarte mulți oameni, dar câteodată este câte o consultație despre un subiect și după aia omul și-a rezolvat problema, nu mai are nevoie de ajutorul meu. Aici mă refer persoane cu care am lucrat de la zero. 0-0-0, gen Andrei, nu știu nimic despre online, hai să vedem cum facem până la momentul când vine. De-a lungul timpului au fost mai multe persoane de acest gen și le merge foarte bine și sunt foarte, foarte fericit pentru ei, dar am vrut să iau cazurile cele mai extreme. Acum, după cum ziceam, cu această persoană am început așa, tot de la zero. Prima dată, una, două consultații în care i-am explicat absolut tot. Absolut tot ce înseamnă Amazon, inclusiv ce înseamnă wholesale, de care este diferența între private label și wholesale și tot ceea ce urmează. În pachetul ăsta am activat contul de Amazon împreună, le-am făcut pe toate împreună. Ultima consultație pe care am avut-o cu băiatul ăsta a fost în care găsise distribuitori. Era foarte ambițios și el, că de asta zic că dau exemplele cele mai extreme. Era foarte ambițios, a găsit distribuitor foarte bun, încât și pe mine m-a lăsat masca. Ultima consultație pe care am avut-o cu el a fost, practic, cam asta este ultima mereu, să-l ajut la analiza produselor, adică a găsit distribuitori, să-l ajut la analiza produselor și să îi spun exact cum gândesc eu cu voce tare analiza aia. De ce produsul ăla merită cumpărat, de ce ăla nu merită cumpărat, deși inițial a părut că are profit și dar de fapt ceva a fost aiurea, gen poate că în trecut prețul era mai mic, iar acum dintr-o dată a fost mai mare pentru că anumiti selleri au ieșit de pe listing. Sau poate a fost Amazon pe listing și pur și simplu omora prețul respectiv, dar de două săptămâni Amazon nu mai are stoc, poate că e foarte probabil că Amazon să se întoarcă în stoc. Deci sunt multe variabile după care mă iau și mă decid dacă să cumpăr un produs sau să nu îl cumpăr. Oamenii de obicei cam asta vreau, să mă audă pe mine cu voce tare cum gândesc fiecare produs și face foarte mare plăcere să îi ajut în acest sens. El găsise câțiva distribuitori, dar produsele erau extrem de bune.
Deci țin minte că avea un distribuitor de unde am găsit pe puțin 10-15 produse, dar ROI mare. Alt distribuitor, încă nu știu câte produse. Vreau să înțelegeți un lucru. Din experiența mea, este destul de rar să găsești o persoană, să mă contactezi o persoană pentru a verifica o listă de produse și să aibă din prima atâtea produse bune. Pentru că asta se întâmplă, pur și simplu oamenii găsesc 1-2 distribuitori, analizăm listele, găsim 3-4 produse acolo și îi recomand să le cumpere, aproximativ câte bucă să cumpere și așa mai departe. Dar băiatul ăsta găsise mult mai mulți și erau mult mai multe produse câștigătoare. Asta s-a întâmplat la începutul anului trecut. Doamne, dar n-aveți idee, adică eu atunci încă nici nu începusem să lucrez cu Andrei. Practic el era primul om cu care încep de la zero și viitorul arăta strălucit, strălucit la ce produse găsise. Să nu mai zic, produse micuțe, deci nu vreau să vorbesc nimic, nu vreau să dau niciun fel de exemplu, pentru că după cum am zis, influențez destul de mult și nu vreau acum 9000 de oameni să se arunce pe categoria aia și exact pe subcategorie din categoria aia, pentru că băiatul ăsta a găsit produse bune atunci, pentru că e posibil ca voi să nu găsiți și să fie un dead end. De aia nu prea discut eu despre distribuitor, vă las pe voi să vă dați seama cam care este categoria în care vreți să vindeți și nu mai mult decât atât, de aceea am și făcut videoclipul despre ce categorii să vindeți și ați văzut care este tot secretul în spatele categoriilor în care noi vindem. Dar, Doamne, erau fantastice produsele. Ei bine, am făcut analiza, găsisem destul de multe, după cum ți-am zis, toate cu profit, deci practic aproape că mă lăfăiam în lista aia. Erau unele produse care meritau cumpărate cu un mic risc acolo, că ar putea cineva să strice puțin prețul, i-am zis din prima nu le lua, ca să meargă direct la sigur, deci practic avea de unde alege și mai mult decât atât nici nu avea buget extraordinar de mare, pentru că dacă aveai bani, aveai ce să cumperi de la distribuitorul ăla. Dar el începus exact cu acei 4-5 mii pe care eu îi recomand, bugetul fiind restrâns, mergi la sigur, scap de ele rapid, ți se întorc bănuți, eventual mai încolo mai cumperi și ăsta și ăsta și ăsta. Cam așa a fost acea consultație. Ei bine, dragii mei, a venit pandemia și trecuse ceva timp. Adică trecuse vreo lună și ceva și n-am auzit nimic de la el. Nimic, zero. Deși noi vorbeam destul de des, mai scria câte un mesaj, bineînțeles, eu mereu ocupat, asta e chestia, că pe mine mereu mă deranjează când cineva îmi scrie în privat, pentru că peste tot am pus mesaje automate, te rog, nu-mi scrie în privat, pentru că sunt extrem de ocupat, dacă ai întrebări generale, pune-le, te rog, pe grup, am să răspund și vă 9500 de oameni. Dar, da, din când în când mai schimbam câte o vorbă, două, dar timp de o lună și ceva n-am auzit nimic. Și am trimis un mesaj, hei, ce s-a întâmplat, cum merge treaba, na, prietenos, cum sunt de obicei, cred, mă rog, nu știu ce părere aveți voi despre mine. Și zice, Andrei, am deja firma închisă, deci mi-a căzut fața, bum, deci pandemia venise, păi știți cum au fost planetele, vă jur, mi se ridică părul pe mână. Exact cu câteva zile înainte, Amazon lit și eu am vorbit de story-ul ăsta de zeci de milioane de ori. Amazon Lead comandaseră 150.000 de conserve de pește și au trimis vreo 30 și ceva de palet spre Amazon, doar conservă de pește, pe lângă, bineînțeles, alte asinuri, multe alte asinuri pe care le au. Toți puneau paleți, oameni care înainte n-aveau mare treabă, începuseră direct să sară la palet pentru că demandul era extrem de mare. Mai văzusem și pe la Larry, nu știu ce story-uri din nou cu paleți și cu postări cu paleți și cu toate alea. Bă, era raiul. Oamenii se îmbogățeau vânzând măști, cumpărau din România, bine, nici nu prea știu niciunul să fie avut vreun final fericit, dar hai să spun, cumpărau de prin România, de pe la farmacii, că țineți minte că lockdown-ul în România sau pandemia în România, să zic așa, a devenit mai serioasă mai târziu. Ei bine, cumpărau măști din România, le trimiteau, le vindeau naiba cu 50 de dolari, 10 măști și te îmbogățeai pe perioada aia. Deci toată lumea era hype, era să mor, ăsta e Bitcoin-ul nostru, știi? Și el îmi zice, Andrei, am firma închisă deja. Vă jur, am făcut pauză. 30-40 de secunde m-am uitat la telefon, știind ce produse are. Și vă mai zic un lucru, exact categoria lui explodease. Exact categoria lui explodase. N-a fost grocery, dar explodase categoria la fel ca și grocery. Supplements. Explodase. Și zic, păi cum așa? Ce s-a întâmplat? Îți dai seama când știi de la ce pleci și vezi care e firma închisă, când toate sunt sus, zici, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva, o problemă, nici nu vreau să mă gândesc. Și zic, ce s-a întâmplat? Și zice, Andrei, jecurile astea sunt altceva. Ce se întâmplă aici cu pandemia, astea sunt mânături de la ăia de sus.
nu știu ce și eu nu vreau să iau parte la așa ceva, eu am preferat să mă retrag. Mi-a căzut fața. Teorii conspiraționale, deci știi cum e, de asta nici nu vreau, nu este vorba de nume, nu e vorba de nimic, nu am mai știut nimic, nu mai știu de persoana respectivă, nici nu știu dacă mă mai urmărește, habar nu am. Deci nu vreau să intru în zona aia, dar mi-a căzut fața. Nu știu exact cu ce își ocupă timpul, gen la ce se uită, ce a făcut atunci, ce a făcut să îl facă să aibă decizia asta, să ia decizia asta, mă scuzam. Știți cum a fost? Exact ăla în care se face meme-uri acum că cineva a cumpărat o pizza cu 200 de bitcoin. Mai de mult, primul, cred că chiar a fost prima tranzacție cu bitcoin, a fost o pizza, ceva de genul. Nu la care aia, din nou, nu mi-o las că n-ai mai 40 de mic sau când ai mai un bitcoin, dar înțelegeți ce spun? Și cumva a ajuns la concluzia să închidă, pentru că ăia de sus au alte planuri. Aia care ne conduc, mă refer, nu Dumnezeu, aia care ne conduc, îs mânării. Am făcut un videoclip în care și eu am zis că am făcut un pas în spate, dar nu de frică. A fost pur și simplu, îmi iau un pic de timp, oricum avusesem o perioadă destul de aglomerată și toate alea, un pic de picior pe frână, nu mai dau comandă, las produsele să mi se vândă, să văd ce se întâmplă. Fusese și un val de suspendări de conturi, că de aici vine ideea mea când am zis că cei care vindeau măști la suprapreț nu au avut un final fericit, pentru că sunt foarte mulți care au fost la noi pe grup și au conturile suspendate pentru price gouging și am vrut să fac așa un pic de pas în spate, dar nu să renunț de tot. Adică am făcut pasul în spate, m-am jucat, aveți cuvântul meu, am jucat și FIFA, am văzut și Casa de Papel, toate sezoanele. Deci am avut un pic de timp pentru mine, dar nu să renunț de tot. Și asta am făcut-o eu, sunt alții care când au văzut, Doamne, au băgat piciorul în accelerație, au ținut-o la podea. Vezi interviul cu Claudiu, în care după câteva luni, după ce deja era pandemia băgată bine și am înțeles cum stă treaba, am avut interviul cu el și a zis că pe timp de pandemie a făcut o grămadă de bani cu fel și fel de produse din grocery în UK. Deci, da. Eu am făcut un pas în spate, am văzut ce se întâmplă, m-am bucurat de viață, alții și-au închis firma. Și de aici vreau să fac eu cele două abstracții între cei care au o mentalitate pozitivă și între cei care au o mentalitate negativă. Degeaba oamenii caută oportunități, dar de multe ori n-au mentalitate pentru oportunități. Și din nou, nu vorbesc de mentalitate gen, nu știu, prost, Doamne ferește. E vorba că te lași influențat de chestii externe. Nu ai încredere în tine, în propriile tale puteri, nu vrei să vezi niște statistici sau să vezi exact cum se întâmplă lucrurile și preferi să te iei după basm. Aici, dragii mei, la final, dacă ai rezistat 20 și ceva de minute, întrebarea mea este, tu ce vrei face? Că consider că este un joc, de fapt să știți că foarte mulți români consideră că este un joc politic, un joc de control asupra noastră și da, nu fac nimic pentru că nu vor să le joace jocul, dar în schimb se duc la patron la muncă și da, este oportunitatea ta, este aici, online-ul este aici, ai acces la informație, totul este gratuit, poți să faci ceva dacă vrei sau poți să lasă treacă pe lângă tine. Vă doresc mai bine tuturor. Pa, pa!